Găsit la emisiunea Educație pe scurs, în Carmen Rusan Dumitrescu și în această ediție discutăm tot despre rezultatele de la evaluarea națională și implicit despre notele pe care le obțin elevii de la școala gimnazială Mircea Eliade din Craiova. De ani buni, elevii acestei unități de învățământ reușesc să situeze unitatea școlară pe primul loc după mediile la examenul național. Pentru a discuta însă despre acest subiect, am invitat alături de mine pe doamna directora acestei unități de învățământ. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Și eu vă mulțumesc că ne acordați atâta atenție. Doamna director, de când obțineți astfel de rezultate la școala gimnazială Mircea Eliade? Oportunitatea de a analiza la acest nivel rezultatele a apărut în momentul în care a apărut și programul național pentru admitere în liceu și afișarea electronică și atunci accesul la astfel de informații. Lucru pe care l-am făcut statistic, am analizat acest lucru începând cu 2007. Atunci a fost obținută prima medie de 10? Nu, atunci am obținut primele 3 medii de 10, dar încă nu era o situație națională vizibilă pe platformele Ministerului Educației Naționale. Cel mai frumos rezultat a fost în anul următor, când au fost doar 7 elevi în toată România care au avut media 10, una fiind de la noi din școală. Eleva se numea Iulia Pârgă, sau fosta elevă, era Iulia Pârgă. Ea a fost făcută și cetățean de onoare al Craiovei pentru aceste rezultate deosebite. Deci această unitate de învățământ a dat nu numai elevi de 10, ci a dat și cetățeni de onoare ai orașului pentru rezultatele deosebite. De onoare ai orașului, pentru că era încă elev. Probabil că e printre primii minori cetățeni de onoare ai Craiovei. Da, probabil. Și anul acesta aveți o medie de 10. Totuși, de când a început această distribuire computerizată, câți elevi au reușit să se remarce prin performanță? Pot să vă spun că de 10 ani, de când putem să accesăm astfel de informații, după cum am spus, școala Mircea Eliade este pe primul loc în județul Dolj și întotdeauna în top 50 pe țară. Nu este un scop anume al învățământului din această școală, dar e o confirmare a calității pe care o avem. Care este rolul unui manager într-o unitate de învățământ ca să obțină aceste rezultate? De fapt, ce face managerul? Cred că previzionarea este latura cea mai importantă din activitatea de management. Să poți să știi cu ani de zile înainte încotro apuci și mă refer la încadrare, pentru că elevii sau partea asta de resursă umană nu poți să controlezi foarte tare. Nu ai cum. Accesul la educație este liber și gratuit pentru toți copiii. Dar poți să analizezi și să ții măsuri din timp în ceea ce privește cadrul didactic pe care îl ai în școală. Deci faceți o analiză atentă a cadrelor didactice, vin, pleacă? E o stabilitate undeva la 92% a personalului didactic din această școală. Fluctuația de personal nu este foarte mare, pentru că atunci când am avut un coleg detașat în școală sau suplinitor și s-a putut să-l păstrăm, având calități confirmate în activitatea didactică, am făcut toate eforturile conform metodologiei să-l avem în continuare. De asta spun, e adevărat că avem posturi vacante temporar prin concedii sau detașări în alte instituții, dar am încercat să ținem de oamenii pe care i-am descoperit colaborând așa în continuare la noi în școală. Ce calități trebuie să aibă un cadru didactic ca să poată rămâne la școala gimnazială Mircea Eliade din Craiova? Nu sunt niște calități speciale, sunt cele generos prevăzute în fișa postului pentru orice cadru didactic. Acum fiecare le are sau le dobândește de-a lungul timpului. Probabil că aici este și o stimulare mai puternică a manifestărilor, adică mediul în care se lucrează, armonia care este între colegi, comunicarea foarte bună, mai ales cu latura sensibilă a
actorului educațional care se numește părinte. Cred că îi formează pe toți încet, încet să atingă un anumit parametru. Cred că asta e cel mai important, să știi să comunici corect, instituțional, dar și cu părinții. Reușiți să țineți părinții aproape de școală? Din punct de vedere al interesului pentru actul educațional, da. Mai departe, nu pot să spun că contribuie părinții cu ceva din punct de vedere financiar. Să nu vă imaginați că relația cu părinții înseamnă o susținere neapărat financiară. Din contră, și pe asta am mizat întotdeauna, sunt genul de părinți care investesc în educația copilului. Și cum îi atrageți? Pentru că sunt directori de școli care spun că reușesc cu greu să-i mai aducă la ședințele organizate pe clasă, semestrial sau lunar. Dincolo de comunicarea, așa cum v-am spus, făcută prin toate căile și metodele, inclusiv celebrul Facebook, să zicem așa, cota de participare a părinților în ședințe despre care ziceți dumneavoastră este foarte mare, pentru că probabil știu să fie mobilizați și se mobilizează ei între ei. Refuz să formez, de exemplu, acum clase pregătitoare cu amestecături de părinți, cum s-o nimeri și nu este un criteriu anume. Primul criteriu este dorința părinților. Faptul că ei se cunosc între ei și își doresc să vină în aceeași clasă este un semnal bun că va continua o relație frumoasă între părinți și atunci și nivelul de relaționare cu învățătorul la început și apoi dirigintele va fi mai bun pentru că ei se cunosc anterior. Și cred că ăsta e un motiv pentru care facem așa colectivele mai unite și mai apropiate de școală. De unde vin elevii? Viitorii elevi. Majoritatea sunt din cartier. Dacă ne uităm în documente, pot să spun că suntem o școală 99% cu elevii din cartier, din străzile arondate. Asta nu înseamnă că nu acceptăm elevi din alte zone. Dar cei care vin aici sunt, în general, copii absolvenților din școală sau care au bunici foarte apropiați de școală. Majoritatea copilor vin din grădința Dumbrava Minunată, care e și foarte apropiată și cu care colaborăm foarte mult. Vin de la grădința Axia, vin foarte mult de la grădința 21. Asta reușesc să le reperesc în sens că nu e obligatoriu să știu ce grădință fac, dar și colectivele când se formează în jurul acestor axe. Deci au un rol important în formarea copiilor de mici și educatoarele. Sigur că da. Eu cred că munca mai grea decât a educatoarei nu există. În învățământ vorbesc, pe locul de urmând munca învățătorului. Sunt cele mai dificile momente în evoluția unui copil, perioadele acestea de vârstă, și dacă cel care îi ghidează nu este performant în domeniul educațional, pot să ratezi niște șanse după aceea. După educator, învățător, urmează însă gimnaziu și, de fapt, aici se și cântăresc rezultatele. Și revenind însă la evaluarea națională, anul acesta aveți una din cele mai mari medii la nivelul județului Dolj, dacă nu chiar cea mai mare medie, este peste 9, puțin peste 9,903 sau chiar 9,05. Pe clase, câți copii ați avut, câte clase sunt și care este clasa cu cel mai mare rezultat și cel mai mic rezultat dintr-o clasă? Da. Media de evaluare națională este 9,034, așa, deci nu este rotunjită. Este mult pentru noi că reușim să obținem această medie peste 9. Clasele sunt echilibrate în general, adică, ca să spunem, cea mai slabă clasă are o medie undeva la 8,50 și cea mai bună undeva la 9,40. Există această diferență și din cauza, să spunem așa, colectivelor care primesc elevi ulterior. Deși și absolventa noastră, care are 10 la evaluare națională, n-a fost formată inițial în școala Micea Eliade, și a confirmat cu un rezultat foarte bun, și rezultatele cele mai slabe pe care le-am avut sunt tot ale elevilor care nu au fost educați de la început în școala Mircea Eliade. Asta nu înseamnă că ne spălăm pe mâini sau că ne felicităm în plus pentru astfel de copii. Ideea este că
în general, mediile de la clasă sunt atât de corecte încât nu există diferențe foarte mari între media clasei ca absolvire și media clasei ca rezultat la evaluarea națională. Există competiții la nivel de clase, adică sunt copii care au mai multe medii de 10 și care confirmă pe parcurs acest rezultat? Eu vreau să vă spun că în fiecare an am avut surpriza ca din clasele considerate de... Noi nu le considerăm. În interiorul școlii nu există această ierarhie. Între cadre didactice nu există această ierarhie. De părinți vorbesc acum, da. Am avut surpriza ca rezultate mai... sau cel mai bun elev să nu fie dintr-o clasă din aceea considerată grozavă, ci dintr-o clasă modestă. Ceea ce confirmă faptul că echilibrarea încadrărilor la clase, așa cum le face o școală gimnazială, căutând să asigure dreptul la o educație permanentă, bună și așa mai departe, pentru toți elevii, nu doar pentru o clasă sau două din patru, se confirmă cu rezultatul final. Dacă un elev dintr-o clasă care are media, să zicem, cum o avem acum, 8-50, acolo există un elev cu media de absolvire 10, care a luat 9-95 la examen, aproape 10 și la evaluare națională. Asta înseamnă că nu contează din ce colectiv a venit. Chiar dacă mie media îmi spune că e un colectiv mai slab, copilul a avut aceeași șansă să ia 10. Unde merg de obicei elevii de la Mircea Eliade? Să știți că există o modificare de cotă de interes anual. Depinde și eu cred că influența diriginților, care pe unde au terminat. Dacă diriginții sunt absolvenți de Buzești, miza e mai mare pe Buzești. Dacă diriginții sunt absolvenți de Carol, că în general colegii mei, ca și mine, absolvenți din aceste două mari colegii întâmplător. Suntem așa. Și deci dacă diriginții sunt absolvenți de Carol și aura acestui colegiu crește mai mult și interesul copiilor e mai mare, noi colaborăm foarte bine oricum ca școală gimnazială cu aceste două mari colegii și cu Elena Cuza. Avem copii care sunt interesați de pedagogic și se duc la Belovan. Le faceți orientare profesională înainte să facă această alegere? Da. Deci, în acest an școlar am reușit printr-un proiect al centrului CGRAE să facem o evaluare CAS pentru toți elevii de clasa 8 care și-au dorit. Am colaborat cu doamna psiholog Alina Dascălu de la CGRAE, care a lucrat aproape tot anul cu acești copii, cu părinții, au primit o evaluare CAS, care în general e foarte bună și pertinentă, dar asta nu n-a făcut decât să îndemne să meargă spre științe sau mateinfo, adică nu a schimbat colegiul, nu vă imaginați că dintr-o orientare profesională se gândesc să se ducă în Carol sau Buzești. De profil era vorba. Deci le-a făcut profilul și le-a spus pe ce domeniu au mai multe abilități. Exact, exact. Asta e rolul casului. Suntem așadar în plină perioadă de opțiuni și spuneți că jumătate se duc la Carol, jumătate la Buzești? Se regăsesc ca ambele opțiuni. Și Elena Cuza, să știți, chiar dacă aparent nu este interesul la fel de mare, faptul că ei au medii mari și faptul că noi mizăm pe cheia succesului educația la nivel înalt. Da? Adică să nu ne jucăm să ne ducem la școală ca să ne prefacem când ne ducem la școală. Îi îndeamnă pe ei să-și aleagă în primul rând Carol și Buzești și poate după aceea Elena Cuza, depinde de interes. Dar nu pot să spun la ora actuală câți vor intra acolo, câți vor intra acolo. Sunt din acei primii copii, din prima sută de copii testuși de la noi din școală. Uimitor este că nu și aleg niciodată decât științe sau, adică partea reală, și, deși aici mă refer, știți dumneavoastră, la Olimpica noastră de română, deși ar merita să meargă pe filologie, va merge și ea totuși pe reală. Aveți așa un număr al copiilor care s-au înscris anul acestea în primii 100 la evaluarea națională din școala dumneavoastră? Momentan nu am reușit să fac statistica asta. Anul ăsta a mers mai prost platforma, nu oferă atâtea statistici, dar o să public pe Facebook.
da, această statistică, da. Aveți toată vara la dispoziție ca manager să pregătiți unitatea școlară. De ce anume ați avea nevoie la școala Mircea Eliade pentru ai primi pe copii în toamnă? În general, ceea ce se numește igienizare și lucruri pe care le facem anual este asigurat. Am demarat, așteptăm să se curească de adevărat la școala după aceste examene. Nu vorbim de investiții pentru că ea nu e momentul să faci investiții în infrastructură, dar de asta am avea cel mai mult nevoie. Adică media la clasă este suficient de mare să putem să avem încă o clasă în paralel de sus până jos. Din lipsa de spațiu stăm cu peste 30 de copii aproape în fiecare colectiv. Dar în același timp și recunosc că este absurd să cer să ți se construiască clase pentru că e interesul mai mare pentru această școală când sunt spații goale în alte părți și se învață într-o tură în alte instituții școlare. Doamna director, eu vă mulțumesc pentru interviul acordat și vă urez succes în continuare. Mulțumesc frumos și eu pentru interesul pe care l-a acordat instituției noastre. În continuare vă propun să o cunoașteți pe Alexia Mâlcomete, eleva școlii gimnaziale Mircea Eliade din Craiova, care anul acesta a obținut media 10 la evaluarea națională. Alexa, ești unul din elevii de 10 sau una din elevele de 10 din județul Dolj la evaluarea națională. Cum ai obținut acest rezultat? Am muncit foarte mult pentru acest rezultat și m-am concentrat foarte mult în timpul examenului, deoarece mi-am dorit să fie totul perfect și nu m-am așteptat la acest rezultat. Te-ai așteptat din ce motiv? Știam că a fost examenul destul de greu față de anii trecuți și mulți copii erau foarte buni. Nu știam că voi fi singura cu 10 din școală și mă așteptam mai mult la alți colegi, nu la mine. Anul acesta au fost mai puține medii de 10 la nivelul județului Dolj. A fost și primul an când s-au corectat lucrările în alt județ. Crezi că a contat acest lucru în scăderea rezultatelor bune? Nu, consider că având o lucrare bună poți avea nota dorită și în județul tău și în alt județ și nu contează cine îți corectează având în vedere că știi cât ai făcut și cât meriți. Care ți s-a părut cel mai complex subiect din toată evaluarea? La română sau la matematică? Pe disciplină. La română mi s-a părut destul de interesant ultimul subiect, compunerea liberă, deoarece acolo poți să-ți exprimi, poți spune tot ceea ce dorești, poți aborda orice temă, dar să te încadrezi în cerință și acolo poate să-ți scadă corectorul destul de mult. Iar la matematică, grila 6, acel tabel, acea schemă care a fost foarte contestată. Adică acea diagramă? Da. Ce v-a pus în dificultate acea diagramă? Au fost voci care au spus că era ușor de interpretat pentru că într-o diagramă găsești răspunsul în ea și nu trebuie să faci calcule matematice. Totuși, ce v-a pus pe voi în dificultate? Nu se preciza pe ce coloană se află numărul de elevi și notele, deși puteai să-ți dai seama gândindu-te că notele nu sunt de la 0 la 8, ci de la 1 la 10. Și puteai aduna și numărul de elevi, iar răspunsul era foarte simplu apoi. Te-a pus inclusiv pe tine în dificultate? Nu, deoarece m-am mai uitat și pe alte subiecte în care apăreau aceste diagrame și am învățat de-a lungul anului cum se rezolvă. Deci n-ai ieșit din sală cu îndoiala că ai fi putut greși la această cerință? Nu, m-am îndoit un pic de geometrie, dar mi-am dat seama înapoi când m-am corectat cu profesorii că a fost totul ok. Au fost mai grele subiectele decât la simulare? La simularea națională mi s-au părut subiectele foarte grele și la examen au fost puțin mai ușoare, nu știu. Probabil la simularea națională au dorit să vadă că știm cât mai multe și a fost un nivel foarte înalt.
În toți acești 4 ani de gimnaziu nu te-am mai întâlnit public. Ai participat la olimpiade școlare, la concursuri, ca să poți face față unui examen național? Am participat doar între a 5-a și între a 6-a, iar între a 7-a și a 8-a am dorit să mă concentrez mai mult pe valoarea națională, pe școală și am lăsat la o parte concursurile. Ce olimpiade sau la ce concursuri școlare ai participat? Am participat la Euclid, la evaluarea națională în clasa 5-a și a 6-a și la olimpiada de română și matematică. Care a fost cel mai bun rezultat obținut la aceste concursuri? Am obținut câteva medalii la concursul evaluare națională, una dintre ele fiind premiul întâi, iar celelalte locul al treilea. Cum ți se parție aceste olimpiade sau concursuri pe discipline? Sunt ele într-un fel favorabile elevilor sau sunt niște competiții care vă obosesc în timpul anului? Consider că sunt benefice deoarece poți să-ți vezi nivelul în comparație cu alți copii foarte buni și vezi cum te-ai descurca într-o situație stresantă cu mulți copii foarte buni și cu subiecte mai grele față de cele de la școală, față de teste și teze. Tu ai abordat o parte moderată a acestor concursuri, adică nu te-ai implicat să te duci foarte mult, să pui accent în special pe aceste competiții. Nu m-am axat pe acestea deoarece am considerat că nu sunt foarte pregătită în acești ani și am dorit să aprofundez mai mult și apoi să am un rezultat mult mai bun la evaluare decât la olimpiade. Cum ai caracterizat totuși perioada gimnaziului? O perioadă în care se acumulează foarte multe cunoștințe, în care ai mulți oameni care te ajută, profesori, colegi, ești înconjurat de mulți oameni care doresc să te facă mai bun, să ajungi mai sus și să îți depășești limitele. Ai fost la școala 22 Mircea Eliade încă din clasa 1? Nu, am fost la această școală din clasa 7, deoarece până acum am fost în 21 și am făcut această mutare deoarece mi-am dorit să ajung într-un loc în care erau mult mai mulți profesori buni, în care elevii aveau rezultate și am vrut să ajung cât mai sus. Ai simțit diferența? Da, deoarece în școala 21 nu concuram atât de mult cu colegii, nu aveam atât de multe rezultate bune și în 22 s-a văzut o diferență și la colegi și în rândul profesorilor. Există mai multă exigență? Da. Notele bune se obțin mai greu aici? Da, deoarece trebuie să înveți foarte mult pentru o notă de 10 și toată lumea concurează să ajungă la acest rezultat. La media 10 la evaluarea națională nu pot să trec peste acest interviu fără să te întreb ce medie generală ai în gimnaziu? 9,96. Pentru ce voi opta în continuare? Pentru că sunteți încă în perioada în care așteptați să deveniți elevi de liceu. Voi merge la liceul Frații Buzești, Mate Info Bilingv Engleză. Ce această opțiune? Pentru că întotdeauna mi-am dorit să studiez foarte mult engleză, să aprofundez această limbă și matematica, informatica dezvoltă gândirea, te ajută să alegi o slujbă bazată și pe matematică și pe alte discipline, nu neapărat română. Spui încă de acum problema unei profesii de viitor. Ți-ai conturat câteva idei în legătură cu cariera ta?
Nu prea, deoarece vreau să trec și de acești 4 ani și să văd ceea ce îmi place cel mai mult și atunci mă voi hotărâ. Aveți la școală informații necesare astfel încât să vă puteți orienta sau de unde vă luați aceste informații? Eu îmi voi lua informațiile necesare după ceea ce îmi place, ceea ce îmi doresc să fac, ceea ce mă va face fericită pe viitor. De obicei, un elev care obține rezultate bune în afară de orele petrecute cu vederea studierii are și anumite pasiuni. Tu cum îți petrești timpul liber? Îmi petrec timpul liber ieșind în oraș cu colegii, cu prietenii. Mai fac și un sport, iubesc tenisul, ascult muzică. Joci și des tenis? În ultimul timp nu prea am mai jucat. De când ai început să faci acest sport? Din clasa a 7-a, din vară. Ce te-a îndrumat? Părinții mei și-au dorit foarte mult să fac acest sport și eu am fost foarte încântată când mi-au propus. Unde faci orele acestea de sport? La... sportiv în Craiova? La Recon. Și mergi des? Nu am mai mers în ultimul timp. Ce înseamnă ultimul timp? De când a început examenul? Nu, de câteva luni, de 4-5 luni nu am mai participat. De ce această pauză? Pentru că m-am axat pe învățat, am dorit să citesc cât mai mult, să învăț mai mult și am zis să las la o parte tot ceea ce mă distrăgea și să fac... Te-a ajutat însă tenisul să te dezvolți, să te concentrezi, să te implici mai mult în activitatea școlară? Da, m-a ajutat foarte mult. Ce urmează să faci atunci când va începe cu adevărat vacanța? Probabil voi pleca din oraș, mă voi plimba, mă voi merge la bunici, la mătuși, la prieteni, voi pleca și într-o tabără cu câțiva colegi. Ce urmează să te și relaxezi după atâta muncă? Da, urmează să mă relaxez și să petrec timpul cu prietenii, cu cei dragi. Astfel, adio de la o perioadă grea aceasta a examenelor. Totuși, cum vezi rezultatele de la nivel național? Consider că au fost rezultate destul de bune. Mulți copii au avut note foarte mari și cam atât. Dar această scădere a mediilor de 10, pentru că anul trecut au fost 19... Anul trecut a fost un examen mult mai ușor. Mulți copii au avut posibilitatea să ia aceste note deoarece subiectele au fost abordabile, orice copil putea să le ducă până la capăt și să ia o notă foarte mare. Deci anul ăsta a fost mult mai dificil să obții o notă de 10. Da, a fost mai dificil și mai ales la matematică, unde au fost multe exerciții complicate. Ai spus că au fost și la geometrie și la partea de și la prima parte de interpretare și la română au fost subiecte grele, prin urmare cei 4 care ați obținut medii de 10 a fost un pic peste nivelul mediei din județul Dolj. Nu consider că am fost peste, consider că ne-am concentrat puțin mai mult și ceilalți copii meritau foarte mult să ia această notă, însă depinde foarte mult și de cât te concentrezi și cât de mult îți plac subiectele respective. Vă mulțumesc pentru interviul acordat și îți doresc în continuare vacanță plăcută. Mulțumesc! Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Educație pe scurt. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și săptămâna viitoare tot de la 21:30. Rămâneți pe Alege TV!